Neața. Și bine m-am găsit la un nou episod cu Ark Survival Evolved. În episodul trecut am fost și am bătut toată peștera. Aproape toată, a rămas un colț micuț acolo. În episodul ăsta vreau să mergem până aici. Să luăm un pic de îngrășământ. Să mai băgăm aici. O să băgăm în viață un pic să creștem. Hai să-l hrănim. Și vreau să punem îngrășământ să luăm. Stau creștem un pic mai încet că mă rupe sunetul ăsta. Așa. Așa, pregătesc o serie în avans. Sunt episoadele filmate în avans. Bine, oricum o să vă răspund la comentarii și tot. În timp real. Că le văd acolo pe clip, poate, nu? Pentru că episoadele vor fi filmate în avans, din cauza locului de muncă nu pot să filmez toate în acea zi, n-aș mai avea timp să fac și seria Ark și toate. Aici avem 11.000, 100.000, adică. Băgăm îngrășământ un pic pe aici. Vreau să culegem toate narcoticele. Dacă avem făcute, pentru că n-am mai jucat Ark de vreo 3 zile, n-am putut cu locul de muncă, dar am filmat, am fost liber vineri seară și am filmat un pic de Icarus. Este un joc, nu-i nou, adică are, avem ce avem aici, aici avem asta, ok. Jocul are un an de zile, dar nu, era harta făcută, gen puteai să supraviețuiești puțin acolo, după trebuia, se reseta. Gen, făceai o misiune și se reseta totul. Sau jucai vreo 20 de zile sau cred că asta era maximul. Din ce am înțeles, m-am uitat la Rails și am văzut acolo, dacă am pronunțat corect. Dacă nu, îmi cer scuze. Așa și acum l-au făcut open world. Să poți face orice pe el. Și poți juca la infinit, gen. E un joc survival tip Minecraft. Tip Minecraft. Grafica este mai bună de 2-3 ori decât la Ark. Arată realistic, construiești tot bază, tot felul de chestii, doar că nu sunt dinozauri, sunt animale. Poți îmblânzi momentan bivol și un fel de pasăre, o găină, o ceva. Și cu aia putem căra, facem chestii ca și pe Ark. Probabil în viitor o să bage și alți dinozauri și alte animale, adică. Hai să băgăm aici să se facă. Așa. Este un joc super șmecher. Și am făcut 3 episoade, 3 sau 4, cred că, și o să vreau să mai fac și seria o să înceapă de pe 1 ianuarie să fie postată, fac un mic anunț aici, simultan cu episoadele de Ark, doar că o să fie, la ora 6 o să fie episod din ăsta, stați așa, din Icarus și la ora 8 o să fie episoadele de Ark. S-ar putea, poate într-o zi, să nu fie sau chestii din cauza că, așa, de-ți băgăm aici la tine în greutate. Pentru că poate n-am pot filma din cauza locului de muncă sau chestii. Dar o să încerc să fac cât mai multe episoade. Tu, Anchilo, tot în greutate. Așa. Ce facem în episodul ăsta? Vreau să luăm toate animalele. Am zis că vrem să facem level-ul. O să mergem în junglă și o să batem toată jungla. Pentru că eu cred că dacă mai jucăm vreo oră, cam toate animalele o să dispară și o să avem doar level-le mari. Hai să mergem un pic aici să vedem dacă s-au spawnat ceva animale. Ceva dinozauri mai puternici. Am acolo niște Fiomia. Level 13, level 22, dar au început să apară. Nu prea mai vedem de level mic, nu știu ce stoa să ai ce level e. Pe aici s-a resetat, asta nu era. Stați așa unde. Level 16. Și avem aici doi monștri în direcția aia, o să mergem să-i batem. Sper să nu mai moare dinozaurii. Ceva de la eventul ăsta cu Crăciunul. O să luăm T-Rex-ul, Alosaurul, Spinosaurul, Reptorii. Așa, deci hai să luăm așa. Carno. Să dăm follow pe mine, nu pe T-Rex. Ca să putem să... Așa. Pe tine. Luăm și argiu. Să facem leva, vedea că au ceva inventar. Nu, e gol ăsta. Ok, viață, ai 1000 și... Băgăm greutate. O să băgăm... O să luăm și pe tine. Și pe tine. Hai vedea că are și ceva în inventar. Nu are nimic. Să băgăm și noi în greutate aici. Așa, facem și o grămadă de resurse cu ocazia asta. Bun, i-am dat și lui follow. Ok, luăm și reptorii. Unu și al doilea. Am luat și pe al doilea, da, perfect. Tu i-ai luat, tu... Ok, terizinosaurul și pe el l-aș lua. Pentru că dă mult damage, n-are nimic în inventar, perfect. Și rexul o să-l punem să ne urmărească. Doar că noi o să mergem pe el. Să fim la înălțime, să nu ne dea jos să... Stați și o să scot asta.
Să nu fim dați jos de către crocodile aia. Să vedem dacă putem să-i băgăm, are level up? Da, 5 nivele are. 300 damage, ok. O să-i băgăm tot în viață. Mamă, 3000 viață. Faile, o stăm pe spate. Hai să-i dăm să mănânce, să încărcăm viața aia lipsă. Și stamina e bun să băgăm la T-Rex. Oricum cât mergem cu el mănâncă în continuu asta, în videosul. Și mergem să batem 2 monștri de la event. Bă, sper să nu mi moare toți dinozaurii. Dacă ne moare, ne-am dus pe spate, pierdem tot. Nu știu ce viață au, ce nivel au. Sunt niște monștri mari, ca niște golemi. Îmi blochează păsările astea. Ferma noastră merge acolo în continuu. Se mai respawnează copaci. Hai, T-Rex-ule. Așa, mamă, ce avem aici. Și raptorii sunt și ei pe jos pe aici? Raptor, raptor, da, i-am văzut. Și argiul luăm, ca să le facem level up. Hai să vedem. Cred că s-a făcut zi, da. Hai să batem tot pe aici. Avem 2 gole mari acolo în față. Trebuie să facem level pentru că dacă mai jucăm vreo 2-3 ore, o să, cred că am mai zis asta, nu tot, o să dispară cam din toți dinozauri vechi, murind sau despawnându-se. Și o să ne apară dinozauri puternici și anunci trebuie să moară într-o secundă. Nu știu, nu văd goleme, erau pe aici. Hai să atacăm asta. Deja moare. Mamă, mamă, cum atacă toți. Level 16, da. Au dispărut aia sau au despawnat? Da, nu-i mai văd. Înseamnă că s-au despawnat. Atunci o să mergem în junglă. Probabil atunci când cântă chestia aia cu Santa și așa, atunci se spawnează golemii aia mari. Mă gândesc, poate așa o fi. Hai să-i dăm pe aici. Și mergem în junglă. O să trebuia să mai capturez într-un episod de raptori. În junglă, în mlaștină. Să mai capturăm raptori ca să avem mai mulți. Să facem o armată. Mamă, cum e cu traicul prin apa asta. N-are nicio treabă. Cu traicul. Hai că am pocit deja toți dinozaurii. Cu Rex-ul. O, ce ai făcut, bobiță? Vin toți? Alosaur, Argent Davis, Carno, Terizinosaur, unde -s? Ah, uite și Raptor să bat, ok. Bun, și hai să batem tot ce prindem acolo în mlaștină. Ar vrea să și niște broase prind, dar cred că după aia, după ce dăm reflașul un pic, să-mi dea level mai mare. Și un Sarco, e bun să putem merge și luăm ulei, pentru că avem ulei chiar aici jos, în apă. Și în partea aia, acolo la insulă. Avem ulei chiar aproape. Era bun Iguanodon aici pentru că aveam stamina infinită și mă băgam cu el fără treabă. Da, merge și cu Rex-ul. Am pus un pic răceala. E groaznic afară, minus 8, minus 10 grade. Sunteți toți copii? O, uite și Raptor aici, amândoi. Bun, hai că nu mai avem mult și ajungem și în mlaștină. Așa, parasaurii e tot acolo. Aici o să blocheze raptorii. Uite un nou acolo, nu prinde nimic să bate. Uite acolo, un raptor roșu. Și unul verde, bă, ce tare. Dar ce le vălesc, că aia sunt noi nouți. Nu erau până acum. Hai să vedem aleacă. ...20 și ăla e mai mic, 16. Bă, ce culoare are ăla, e ca și scorpionul ăla. Și l-am prins. Chiar trebuie să iau și scorpionul să facă level. Am m-am gândit, aia e piesa. Unde s-a dus raptorul ăla? Era la roșu, pe aici, dar nu-l văd. Unde s-a fi dus?
top 6 de Rex-ul. Ceva mă oprește pe aici. Așa. Ce-i alosaurul în față? Cred că o să merg eu pe argi. Cel mai bine așa. Ești ăla mic? Așa. Și abia îmi lași nu o să mă pune pe T-Rex pentru că are așa multă stamina. Bun, hai că avem pe toți. Îmi lași, nu prea pot eu controla argiu așa ok între copaci acolo. Și o stau pe Rex pentru că e înalt și nu o să mă prindă capru sugu să ia. Capru sugu sau cum se cheamă. Sunt și raptorii? Carnu... Da, uite. Unu și al doilea. A, raptor, ok, e mai în spate blocat. Bun, e ok. Aurul băieții copacii. Să intrăm un pic mai adânc în lașină. Și ne băgăm direct prin apă, direct cu ei. Uite, mergi din aici, știu că și ăștia-s bun la cea, dar nu mai știu la ce anume. O să încerc să nu-l bat. Dar nu mă blocați. A, da? Păi atunci o să facem așa. Știu că v-am pus eu o tastă bună. Și hai să vedem un pic aici o setare. Să fiu sigur că avem... Deci, all move, ok. All follow me, pe jo. Ah, ok, ok. Deci avem pe jo apăsăm. Bun, perfect. Așa, și acum dacă dau... Perfect. Perfect. Și o să vreau să mergem încolo. Văd acolo un dinozaur. Bă, e un din ăsta. Ce broască acolo? Mamă, ce-o bătut pe acolo, băieții. Share, pute aici. Hai cu level up-ul. Baryonyx-ul. Ce level e Baryonyx-ul ăla? Nu mai știu, n-am văzut. Ok, pe... Mergeți voi toți acolo. Și atunci nu mai blocăm. Vezi că vine un sharp, băieți. Perfect. Hai să mai intrăm în lașină un pic. A, așa. A, mă rupem tot de aici. Pirania. Uite aici au șopârile din asta. Trebuie să știu că e bun la cea, dar nu mai știu la ce. O bătută deja. Am o lipitoare. Nu scap de lipitoare. Bă, n-am știut cum poate să iei lipitoare. Nu știu cum scap de ea. Cum scapăm de ea? Inventar. Sigur ne mănâncă viața. Da. Ne scade încet viața. Mamă, dar ce dubios arată. Bă, dar cum o scoatem din inventar?
să mănânc ceva care s-o... Uite acolo crocodil. Cam lipitoarea. Viață văd că încă am. Sper să nu-mi dea somn. Câți dinozauri pe acolo? Hai tot acolo. Dar reptorul meu e pus pe... Pe nu știu ce, dar nu cred că e pe pasiv niciunul pus. Bă, lipitoarea vieții. Uite aici crocodili. Nu trebuie să înțelegi nimic pe aici, dar... Am uite un crocodil mai nimic. Uite mai aici, într-un loc mai deschis. Level 13 ăla numai. Uite o broscuță acolo, pune încă o broască. Level 2 broscuța. Bă, sunt multe, multe animale mici. Și iar m-au blocat. Uite acolo crocodil. Așa. Facem rost de piele și o grămadă de chestii. Putem merge și în pădurea roșie să batem pe acolo tot ce prindem. Viață mai avem. Nu văd să-mi dea lipitoarea asta nici. Să-mi ia viața sau chestii. Haideți toți băieții. Pe aici crocodil. Uite acolo. Doi chiar. Nu mai avem stamina pe T-Rex. Așa, și facem o grămadă de primit. Hai că ăsta bine singur. Perfect. Uite, și o ruină aici. Uite și ăla... A, un caprusugus, ok, ăla mic. Numai 93 dau lor, sigur e level mai mare. Bă, 93. Uite un raptor alfa. Ăsta e alfa, sigur. Asta e alfa, e alfa, e alfa. Raptor alfa 36 era, mamă. Fratele meu. Sigur a luat de la chestii interesante, 36 era. Bine, m-a bătut cu arge 1 de level 2 atunci. Ești nebun. Ar vrea să colectăm și noi aici. Unde era aici? Ok.
direct. Uite ce are aici în inventar. Câtă carne stricată. Băi, ești nebun. Și a făcut 3 nivele? Deja? 8 nivele a făcut. Dar ăsta e... Spinosaurul? Da. 300, băgăm viață, să-i facem 2000. Bun, aproape 2000 avem deja la el. Asta e Rexul? Da. O să-i băgăm în damage acum. Să urcăm la 400. Ok, hai să vă trimit pe acolo undeva. Hai, mergeți toți încolo, ocoliți. Uite aici n-ați mâncat ăștia. Invidioșilor. Avem și ghiozdan de la Alfa acolo. Nu cred că am luat ambitirex și când am dat acum. Hai și lua așa. Așa, cred că o stau și pe Stego. Sunt sigur urcă viața mai repede la el. Piața... Stamina și are și speed mai mare. Hai să vedem ce avea ăsta, că e totuși level 36. Sigur avea ceva bun în inventar. Lipitoarea asta. Săgeie, ți-l luăm. Opa, am primit un pickaxe și eu un skin pentru noi și un pickaxe de 185. Și am și un topor de 135 primit. Și un arc avem, de 147. Bă, dar mi le-a dat mie în inventar astea, când am bătut noi ăla? Mamă, uite ăștia. Unde ești tu? Ce nu-mi faci spin-ul? Asta parcă are stamina mai mult sau nu știu. Dar ce cu el? Are inventarul plin. Ești nebun. Ce să mai meargă asta? Trebuie să-i dăm să mănânce ca să-i urcăm viața maxim. Că pare că are damage, dar de fapt i-am umplut, i-am făcut noi viața, i-am mărit-o. Cu primit îi dă mai mult? Nu, tot acolo. Să țin un pic apăsat ca să-l hrănim. Așa. Și hai să nu le mai dau level up. Să vedem acolo, când ajungem în bază, câte nivele am făcut. Așa, și trebuie să aruncăm și o grămadă de carne de aici. Aproape viața full. Perfect, acum. Uite, viața îi scade și urcăm continuu. Să aruncăm astea, carnea s-a putrezit, o să o ținem. Aruncăm carnea simplă. Că asta are cea mai mare greutate. Uite acolo cât primit avem. Să-mi ba piciorul. Bă, ăsta e doar primit, ești nebun? Cred că o bătut el ăla. Mamă, cât primit. Uite, uite, alea câte speed are. E altă viață cu spinosaurul. Avem acolo niște... Nu știu ce se înfață, hai să batem unul ăsta. Ok, și avem aici, nu mai am spațiu în inventar. Sunteți toți pe aici? Un argi. Amândoi argi, unde sunt reptorii? Asta ce e pe acolo, ok. Alții aici că se băteau, cred că-s doi... doi din ăștia, Baryonyx sau ceva. Uite acolo. Nu pot merge din cauza lor. E Baryonyx acolo.
O să încep să bat imediat. Uite la acolo. 28 de mii, dă destul de ok. Tot 72 avea. De-aia mi se părea destul de mărișor levelul. Așa. Băi, ești nebun? Asta n-are... Știu unde mergi. Poate zbura atunci, de ce merge aia pe jos? Am crezut că nu poate zbura. Fang, nu știam follow Fang, am uitat că am fost atirecțiunea de Fang. Doamne, ce invidios. Nu știu ce șopăr la asta, hai să vedem aleacă. Lipitoarea, bă. Ești nebun, eu văd lipitoare acum. Du-te. Pe ochi mi s-a pus pe pupile. Argiu. Șopăr la asta nu știu ce face. Hai să mai aruncăm din inventar, trebuie să aruncăm ceva de aici, că avem prea multe. Și faza e nu că nu putem căra. Faza e că... Nu mai avem sloturi libere. Așa. Uite cu șopurile. Asta arată tech. Băi, ceva ăsta... Cred că animalul ăsta e interesant, dar hai să-l batem. Sigur, sigur știu ceva de el că e... Nu știu dacă n-am văzut cumva pe YouTube sau cea clip cu el. Lă, ce e lău? Am intrat aici? Ah, ok. Bun. Haide să o după mine, băieții. Niște... dinozauri mari aici. Ceva-i atacă. Avem reptori, stați-i tot pe aici. I-am auzit? Da, i-avem pe amândoi, perfect. Uite un șarpe. Acum începe bătaie ca lumea, că vin toți patru. Aici cred că e o peșteră. Să fi găsit o peșteră. Deci pare loc cunoscut și din ce știu, s-ar putea să fie o peșteră aici în față. Dacă nu mă înșel. Uite un reptor aici. Și 68 și avem și un teritinosaur aici. Undeva este o peșteră aici. Unde-i Terisinosaurus? Uite peștera. Ce-am blochează aici, nu înțeleg ce. Cam piatra să-mi blochez. Tăți alea cu toți aici. Și tu, Alosaur. Aia, plecat. Așa. Da, mă. Este o peșteră aici. Aole, putarea asta mă bate. Chiar este o peșteră aici. Am avut un mic frame. Am numai sabia, nu știu, am armura pe mine pusă. Nici armura nu mi-am luat, am lăsat-o la reparat. Și am uitat să iau, poate dăm din Megalania pe aici. O să pornim luminozitatea ca să vedem mai ușor. Dacă am găsit un gândac pe aici aproape. Fără să ne băgăm prea mult.
Ar fi șmecher rău. Vă arată în fricoșitor peștera asta. Mamă, dar uite cum arată, cam un labirint aici, arată. Megalania ceva? Gândaș ceva? Nu, hai să ieșim. Că nu vreau să mor și nici să nu... nici să pierd totul. O să mai uit aici pe colțul ăsta. Nu, nu văd niciun gând de cel. Bă, dar uite cum arată peștera asta. Ce tare e. Și cu luminiți, așa. Bun, hai să mergem afară. Și o să mergem spre bază. Opa. Avem un frame urât. Mamă, ce frame am avut aici la ieșirea asta. Așa. Hai. Veniți toți? Perfect. Hai toți, hai să mergem acasă, cred că am făcut level o grămadă. Am bătut o grămadă și doi dinozauri noi am văzut acolo, șopârlea aia cu creastă și cealaltă. Trebuie să prindem o broscuță din asta, că e super șmecheră. Dă somnifer când lovește și sare o grămadă. Level up, văd că sunt mici broaștele astea. Deci putem prinde ușor raptorii. Sunteți toți în videoșilor? Raptor și raptor, da, bun. Și doi argi. Bun, hai să mai aruncăm din inventar aici. Că avem prea mult. O să mai aruncăm și din primit. Deși nu e locul pe greutate, cred că la urmă aici. În care normal o grămadă, uite aici. Perfect, și hai să-i dăm, mamă, ce ați făcut. Vin toți, da. Deci bine de știut, e mai bine să luăm asta cu noi. M-au și blocat în video și... Vreau să-i dăm pe aici. Ah, de uite ce. Ce-i asta? A, un... uite încă unul, încă doi. Terisonosaurul vine și el acum. Reptorii sunt amândoi, amândoi argi, perfect. Așa. Să ne atac pe aici, dar nu știu ce. Un pește, cred că. Ah, bă, nu e unul. Ok, bă. Băieții. Am mers direct mai în față. Că m-au omorât cu... Sper ca acasă să-i văd pe toți, să-mi lipsească pe unul. Aha, unul a rămas deja normal. Mamă, dar ce ați s-a făcut aici? Terizonosaurul este aici? Bun, este toată lumea și păsările. Perfect. Toți mă urmăriți? Da, perfect. Era reptorul ăla care a rămas în urmă în videosul.
și nu vrea să mai urmărească. Și dăm așa prin apă. Uite că vin toți. Eu eram sigur că dacă dăm așa să mușcăm prin apă, dăm de 194 care îmi lipește așa leger. Vine și raptorul ăla de greutare, hai să mai rugăm din carne. Că avem o grămadă. Așa, piele iar avem o grămadă. Și avem aici fructe, că n-ai cules fructe în videosul lui. Primitul ăsta expiră tot acum. Și o să fie și inventarul, cred că mai lejer. Mamă, dar tot expiră. Așa, și care de pește acolo grămadă. Bun, a venit și raptorul? Da, tocmai ce a ajuns. Hai să dăm spre bază. Din câte nivele am reușit să urcăm. A fost ok așa o croazieră din asta. Bat pereu că toți au inventarul plin cu piele, carne și tot felul. Uite aici putem să luăm și niște cheratină. Au astea viață o grămadă. Fără un raptor. Nu mai avem stamina. Așa. Și mergem să vedem și ferma noastră. Am mai pus un greșământ acolo. N-am găsit un gând de cel asta merge cel mai tare. Și raptorii. Uite carnul acolo. Și raptor 1. Al doilea. Raptor și Fang. Unul a rămas pe urmă. O să le iau eu cu argiu. Ducem mai întâi pe toți aici. Am luat o piatră acolo. De ce ai așa? Vrea să mă atace ăla? Să vezi că da de aia că l-am bătut pe ăla. Te-ai dus, frate, de ce m-ai atacat? Bun. Hai să lăsăm repetor să vedem unde e asta. Și să-mi spuneți, vă rog, cum dau liputarea asta, vreau să nu știu ce fac. Așa, hai să mergem un pic. Asta nu prea cules multe. Nu a luat prea multe în inventar. Unde ar fi raptorul ăla mic? Și invidios. E blocat el până, dar nu știu unde. Le iau direct pe sus cu argiu dacă e blocat pe aici, pe la mlaște. Așa. Uite și capcana noastră aici. Unde o să ademenim broscuțele. Ce e ala așa durduliu acolo? Să-l cum în noată. Ai o șopără din aia pe care am bătut-o mai înainte? Și aici este ceva galben. Ce asta? Un melc, mă, din ăla. Uite câte braște acolo, câte chestii. Și nu văd. Să dau așa să văd dacă e pe aici. Avem ceva aici sub apă. Uite o șopârlă din aia, mă.
Bă, dar uite cum stă, frate. Nu am cum să o prind. Mă aruncă în apă. Am prins-o. Stamina nu prea avem. Hai până la capcană, mai zbor un pic. Așa. Să-i dăm drum aici, să o avem pregătită. Bam. Nu am apucat să văd ce level-ul. A scăpat-o jos. Ok. Acum sigur ieși înăuntru. Mi-a dispărut lipitoarea, ce bine. Nici n-am observat. Hai să fac stamina și mergem să luăm și aia într-o șoperă, să băgăm acolo. Nu știu unde director, mai uit pe aici. Așa. Bun, hai că avem destul. Unde șoperă? Uite, uite acolo. Șoperă la aia roșie. Sper să n-aibă vreun venin ceva. N-am putut să-l prind. Hai să facem un pic stamina. Vine să mă atace? Da, mă. Nu te-am lovit. Nici măcar n-am apucat. Oare tot bine? Nu, cred că a uitat că am supărat-o. Hai, vino și tu acolo. Mi-a multă stamina când prind un animal. A, așa. Hai, nu, fi supărat. Văd că nu atacă înapoi, nu ripostează. Păi, destul de ok. Ce dubios arată asta. Să luăm acolo, că nu știu ce e. Așa. Hai să plecăm înapoi acasă, o să vină și să capturăm ăla. Uite pe aici și nu văd nimic. Nu înțeleg nimic. Nu știu nici unde e raptorul ăla. Pe aici nu era, poate fi ajuns cel mai târziu și nu l-am observat eu când am plecat. Dar eu cred că am prins doi dinozauri noi, două specii noi acolo. Nu-mi place parasaurul ăla unde se duce. Că o culoare faină, am zis că tot o să-l prind, dar nu m-am mai apucat. Și nu vreau să se piardă așa ușor. Hai să mergem. Noi uităm așa de sus pentru raptor. Și ai pus. Am luat iar o lipitoare. Deci numai un pic ce am fost. Cred că mi-a ia poate puțin de mic, știu eu. Ce face? A, da, am două lipitoare, că apar două efecte acolo de lipitoare. Cred că îmi scade mie viața, nu știu. S-a băgat asta Crăciun și o grămadă de dinozauri sunt roșu cu verde. Vedem pe aici. Fang. Raptor. Spino Raptor, da, deci nu este aici. Nu știu unde e raptorul ăla. Bun, hai toată lumea. Toate fetele, hai. Hai acasă. Uite. Mi-a luat 25 de carne. Hai și tu, Rex. Argentavis are și el level up. Bun, bun, bun. Să mai băgăm greutate acolo. E bine că am luat și pe ei. Nu a dat ei mult damage, pe acolo a dat tot un hit, două și le dă și lor experiența. Sunteți toți? Și refer, uite-l. Mă, deci toată lumea. Mă, temeam un pic să merg cu ei în laștină. Am zis că...
N-am șanse, chiar T-Rex-ul, chiar totul. Dar chiar și cu T-Rex-ul singur cred că mă descurcam lejer. Pentru că dă damage o grămadă. Dă o groază damage. Așa, hai să vină toți dinosaurii. Fang, a venit și el, Spino, Alosaur, Carno. Carno, nu știu unde e Carno, știu că a venit el când fugeam toți acolo. Uite-l și pe Carno, l-am văzut acum, Reptorul. Și așa suntem, și Argentavisul ăsta, bun. Așa, hai să vedem la tine. Câte nivele am făcut noi aici? Un nivel, dar cred că am mai băgat eu în Arge, parcă, dacă țin bine minte. Avem Prime aici care o să se strice. Vin și câteva chestii, hai să luăm așa. Care ne-au să lăsăm lor? Pentru că facem ușor rozi prime dacă mergem un pic până în junglă pe acolo. Și o să venim să culegem carnea stricată direct. Bun. Rexule, ce faci frumosule? Câte nivele ai? Ți-am mai băgat 8 sau 7 sau la altul. 3000 viață, 3100 chiar. Damage. Bun, hai să luăm de aici. Asta. Asta. Dar de ce carne? Ah, că e 100. Ok, ok. Nu știam nici un steak de carne crudă, are 10 kg și un steak de carne crudă are 4 kg. Așa, și asta, și asta. Restul lăsăm aici, a inventarul plin de mâncare. Bun. Acum hai să mergem aici, la Alosaur. Ăsta e belea, ăsta pe damage. O să-i facem 400 damage. Și restul în viață facem 3000. Și 3000, ești nebun cum ne-am realizat. Bă, că de opere, e level 70. Fii atent acolo. 3000 viață și 400 damage are. Hai să luăm pielea. Carnea asta. Avem piele în prostie. Astea o să aruncăm. Săgețile le luăm. Luăm și astea. Așa. Așa, așa. O să mai o carne de pește, să o punem acolo, că de asta nu prea avem. Bun. Reptorul. Două nivele, ok. 300 damage aveți voi. O să bag, cred că, nivelele astea în greutate. De viață sunteți ok. Hai să luăm asta, asta. Fructele astea. Asta și asta. Să iau și niște carne. Ca să pot să mai prăjesc și eu. Bun, un reptor. Carno. Două nivele. La tine ai 200 damage și trebuie să ajungem la 2000 viață. Mamă, dar urcă mult în viață. Când băgăm o dată. Așa, asta. Ok, bam. Și tu cred că ai level, că n-am, da, uite, n-am fost să-i bag. Are mie viață, e suficient, restul în greutate. 518 kg, perfect. Așa. Mi-e ciudă că am fost la vulcan acolo și mă gândeam că o să fie, ăsta îi Spino. Facem 2000 viață și mergem la 400 damage. Da, oricum rezistă o grămadă. Câte greutate am atâta. Mi-e ciudă că vulcanul nu e ca pe mobile, că am vrut să lăs un Spino sau un Spino? Stego. Un anchilosaur, așa, avem un lapsus. Un anchilosaur să lăs în vulcan, că mă gândeam că e plată înăuntru. Și să... să stea acolo, să aibă o troacă din asta cu mâncare, în caz de... Dar nu cred că îl randează dacă el e singur acolo. Și să merg și numai când farmez, să vin cu Argentavis, el să fie acolo. Să farmez cât fier vreau. Și lăs acolo, gen, să nu mai car. Dar am văzut că nu se poate. Level 40 e scorpionul nostru șmecher. Așa, 200 damage. O să-ți băgăm noi tropidile astea, nu putem să-i băgăm. Hai aici în viață să facem 1400. Iguanodonul, 55, oare facem 60? Nu. 1000 viață, 200 damage, ok, băgăm greutate. Are simți o grămadă argiu asta. Un level. Așa, opa, stai să luăm și de tine aici. Asta, asta, asta. Asta și asta. Perfect, hai să lăsăm totul acasă. Mamă, ce unelte șmechere avem acum. Avem prea multe. În cufărul cu piele. Nu știu când o să se ducă lipitoarea asta. Hai să băgăm toată pielea asta. E plin. E plin, e plin rău. Asta știu că am pus eu aici. Da, avem și, avem și nas în inventar. Mamă, uite cât avem aici. Când am fost, nu mai știu ce am bătut. Nu mai știu ce am bătut, că am strâns atâta de... atâta de mult. Sincer, am uitat. Ah, da, da, gata.
În peșteră. În peșteră când am fost. Hai să băgăm și aici piele. Aici avem cufărul de carne, ca să se strice. Așa. Bam, bam, bam. Așa și asta. Asta, 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 asta. Și asta. Mamă, câtă piele avem. Aș putea spune și carnea putrezită aici. Că oricum nu mi-ncape toată în astea de piatră. Până strică încetul. Hai să băgăm aici. Mamă, avem aici o grămadă. O să luăm gălețile astea. Să le băgăm în smithy. Că nu mai am gloanțe. Gunpowder avem. Raptor. Klaus has arrived. Unde-i? Ce eventul ăsta că mă supără în continuu? Că nu știu, mă supără. Eu nu știu unde-i Santa. Raptor ăsta. Nu aici, aici. Așa, hai să punem toate astea la locul lor. Bam, bam, bam. Mai avem 400 piele aici. Hai la frigider. Și să băgăm aici carne de pește. Perfect, și avem și carne de pește o grămadă acum în frigider. Așa. Eu nu știu unii asta de... Așa. Asta o să le aruncăm. Și pielea asta, ce ne-a rămas aici. Așa. Am pus-o aici înapoi, punem și carnea spătrezită. Avem arcul ăsta șmecher. Târnăcopul, care e super șmecher. Și cred că o să-l ținem pe asta la noi. Asta să-l băgăm aici la repar. Și aici la topor, ar vrea să iau tot toporul ăsta. Avem un topor, v-am zis că am găsit unul. Tot așa la un cufăr. Uite, la 133 are. Deci am ținut bine minte. Așa. Și harpaleta asta am găsit-o. În loc de crossbow avem o harpaletă de 132. Damage, ok. Și mai avem pe aici fundații, construcții, skin-ul ăsta pentru cască la mine. A, și avem și asta care e 41,3 armură pentru pachii. Și băta asta de 113, care am luat-o din peșteră. După ce am bătut peștera ca să luăm drop-ul ăla, că părea interesant. Cum era așa el ca un diamant. Ne-am ales cu o bătă. Să nu dezinstalez jocul? Spuneți voi acolo. Acum, aici, cât avem noi? Gunpowder. Deci am lăsat la făcut. Știam eu ceva. Știu că am ars lemne mult în prostie. Nu, a, ba da, fac bine. Așa, ne trebuie weapons, ammo și te-ai dus 38. A, dai nașpa. Nu-i prea mult. 10 săgeți. Hai să fac acolo, mai avem aici niște piele. Așa. A, sabia, da. Știam eu că ceva lipsește foarte de mână. Asta o să lăsăm pe 9. Pușca pe 4. Deci momentan o să lăsăm aici. Până noi să facem cu ea. Așa, hai să luăm, să dacă o să mai fi cu fructe negre la fermă acolo. Cât am fost noi activi aici vreo 30-40 minute. Dar unde e Santa? Eu nu înțeleg unde e Santa Raptor ăsta, frate. Trece eventul ăsta și eu nu știu cum să-l colectez. Unde ești? Uite lipitoarea asta. Trebuie să terminăm și baza aici de construit. Unde e ascuns aici? Nu. Nu mă supără. Serios, dacă nu. Și 50, bă, produce destul de bine. Mai ales că are 300. Deci face repede rău. Dacă te rogi așa vreo 2 ore, după ce mai facem cropuri din astea. Oricum vreau să extindem sera în asta, pentru că e mai mică, să rămână doar cu porumb, cu chestii care le folosim la
la craftat, când facem ouăle alea, kibble-urile. Și pe restul să avem am cules pe aici, frate? Da, ok. O, ce frumoasă seara noastră, că scup porumb acolo. Și o să venim așa cu una lângă sau cea genul. Nu prea este loc. Trebuie să facem încă una în care să avem doar plantație de fructe negre. Casa vreau să o terminăm. Să ne mutăm acolo, să facem tot fel de chestii. Dar eu leacă nașpa că nu joc multiplayer cu voi. Și îi devin un pic plictisitor, așa e altfel. Mai venim, mai mergem, facem schimb cea, filmăm ceva, adică e un pic diferit, dar așa, nu știu. Weapons. Apu. Bine, acum nu mă refer că videoclipuri nu știu ce tare speciale sau chestii, dar mă refer că îi trece altfel timpul, mai schimbă o vorbă. Poate veți idei de subiecte. Așa. Tu ai mai făcut level ceva aici? N-ai făcut nimica. Are și el pielea grămadă acolo. Băieți, cam asta a fost și episodul. Am bătut jungla acolo, jungla, iar a doua oară când zic, mlaștina, cât am putut de mult. Am prins și doi dinozauri noi acolo, o să-i ținem și în episodul următor mergem să-i îmblânzim. Sper că v-a plăcut și am reușit să facem un pic de level. Uite, asta are sânge, probabil. Nu cred că are viața scăzută. Ba da, oare scăzută. Am crezut că poate a dat eu update. Sper că v-a plăcut episodul în care am farmat acolo, am dat de dinozauri tot felul și de peștera aia nouă. Mi se pare interesantă peștera. Cam am ținut minte locația pe unde a venit. E cam drept înainte cu râul. Asta aici un pic stânga. Deci dacă ținem râul la vale, facem un pic stânga și o să vedem intrarea aia, coridorul ăla. Pare super interesantă peștera, aș vrea să o explor. Dar o să trebuiască să prindem niște reptori. Plus vreau să facem baza aici, să terminăm. Avem multe de lucruri încă. Avem acolo plantația. Plantația, ferma noastră de lemn. Aici avem ferma asta micuță. Avem cam tot ce ne trebuie. Ce privilegi frumoase de aici. Așa, vă pup și vă respect, să-ți seară frumoasă în continuare și mulțumesc frumos pentru vizionare. Și ne auzim data viitoare cu un nou episod. Lăsați în comentariu sugestii, ce ați vrea să mai vedeți. Ce să mai fac pe clipuri, să-mi dați niște idei. Și ne vedem. Vă pup și mulțumesc mult încă o dată. Pa, pa!